Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Necenzurat. Sunt Alina Rad, iar în această seară alături de mine se află doamna doctor Amalia Găvriluț, medic primar, pneumolog. Doamna doctor, bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Nu întâmplător v-am invitat în această seară alături de noi. Suntem într-o perioadă în care e sezonul infecțiilor respiratorii și numărul acestor boli în lunile următoare cu siguranță va fi pe un trend ascendent. La ce ne așteptăm în perioada următoare? Vine iarna, vine frigul. Care e legătura între sezonul rece și bolile aparatului respirator? Acum, categoric, eu fiind într-un serviciu de respirator, văd foarte bine acest lucru, pentru că foarte mulți pacienți ni se adresează în această perioadă. Poate că o categorie aparte sunt infecțiile respiratorii acute, care se declanșează pentru că venim în contact cu foarte mulți factori infecțioși în această perioadă. Caracteristica probabilă a acestui sezon este că virusurile și bacteriile care reușesc să genereze inflamație la nivelul tractului respirator sunt extrem de rezistente și dau o simptomatologie trenantă care de multe ori nu cedează după primele tratamente pe care le aplică foarte corect și medicii de familie atunci când ne adresăm prima dată lor, nu? Și astfel că simptomatologia rămâne de foarte mult trenantă în ciuda tratamentului corect și atunci pacienții ajung la noi în serviciul de pneumologie și suntem nevoiți să intervenim cu așa zisă medicație de linia a doua și cu măsuri complementare care să ajute depășirea stărilor acestora infecțioase. Există boli ale aparatului respirator care pot fi declanșate exclusiv de frig? Există această concepție în popor? Sau e nevoie întotdeauna de existența unei bacterii sau unui virus pentru apariția unei boli? Frigul în sine cauzează vreo boală pulmonară sau acum, aparatului respirator? E o întrebare foarte bună și chiar mulțumesc că m-ați întrebat. Categoric, orice agresiune din exterior asupra aparatului respirator poate să genereze o inflamație. Nu este neapărat acest factor să fie infecțios. Iritanții, de exemplu, alergenii generează o inflamație. Aerul foarte, foarte rece poate să fie echivalent cu un factor agresant, iritant, generator de inflamație și care aduce după sine, categoric, imediat, simptomatologie respiratorie. Așa încât, da, aș putea spune că răspunsul la această întrebare este da, aerul, de aceea oare cumva trebuie să ne pregătim treptat și copiii. Dacă îi expunem treptat la aerul rece pentru perioade mai scurte de timp, ei cumva se vor obișnui cu acest lucru și inflamația nu va apărea imediat. Nu va mai exista acel șoc. Exact. Și de aceea măsura de prevenție pe care poate aș putea să o recomand în această situație este să scurtăm perioadele de expunere la aer foarte rece și eventual cu vânt, pentru ca să nu apară o inflamație care după aceea să ne dea simptome și nevoia de tratament. Care sunt categoriile cele mai vulnerabile în această perioadă? Categoriile vulnerabile, sigur că până la urmă suntem noi toți, pentru că în această perioadă spațiile sunt mai prost ventilate, stăm mai mult în interior și, vedeți, bolile respiratorii se transmit prin contact respirator. Practic, respirând un aer încărcat bacterian, putem să ajungem să ne îmbolnăvim. Bineînțeles că întotdeauna pacienții cu boli cronice sunt cei mai vulnerabili și pacienții noștri cronici, cu bronșite cronice obstructive, simt foarte dificil acest sezon, pentru că exacerbările vin foarte mult și amputează foarte sever funcția respiratorie. Și copiii care fac exacerbări frecvente din cauza faptului că vizitează colectivitatea și este acest factor de risc despre care v-am vorbit vis-a-vis de contactul unul cu ceilalți. De aceea copiii sunt iarna mai mult acasă decât la cămin, în special cei mici, pentru că iau aceste viroze din colectivitate, le transmit de la unul la celălalt. Doamna doctor, după bolile aparatului circulator, bolile aparatului respirator sunt responsabile pentru o bună parte a deceselor, atât la nivel mondial cât și național, presupun că și în sălaj lucrurile stau tot cam pe acolo. Care sunt cele mai grave boli cu care se confruntă sălăjenii, boli ale aparatului respirator?
A subliniat foarte bine acest lucru. Într-adevăr, bolile care cauzează cea mai mare mortalitate în România au ca și factor cauzal sau determinant, dacă vreți, fumatul, și pe primul loc sunt bolile cardiovasculare, dar vedeți, acum statisticile arată că îndeaproape urmează patologia canceroasă, cancerul pulmonar, care este numai pulmonar, cancerele, în creștere la sexul feminin și, de asemenea, bolile obstructive cronice. Și, vedeți, luna aceasta chiar au fost două evenimente respiratorii importante. Un eveniment a fost legat de și a fost pentru a marca lupta împotriva acestei patologii care este bronșita cronic obstructivă și, de asemenea, tot în această lună este marcată Ziua Națională Antifumat. Pentru că, cu adevărat, bronșita aceasta cronic-obstructivă ajunge să fie a patra cauză de mortalitate în lume. Este o boală care poate fi înșelătoare pentru că simptomele pot fi asimilate cu înaintarea în vârstă, dar, de fapt, se definește printr-o îngustare treptată și progresivă a căilor aeriene, care aduce oboseală excesivă și degradarea funcției respiratorii. Și cel mai mare necaz este că această hipoxemie, această inflamație, această reducere de oxigen impactează toate celelalte sisteme și organe, inclusiv sistemul osos, inclusiv sistemul muscular, inclusiv sistemul cardiovascular, și atunci este o boală cu răsunet general. Categoric este foarte important, așa cum ne monitorizăm tensiunea arterială, deci măsurăm starea de sănătate a inimii, să ne măsurăm și starea, să ne evaluăm permanent și starea de sănătate a plămânului. Cum putem face acest lucru? Acest lucru putem face printr-un test foarte simplu, care se cheamă spirometrie, care durează câteva minute, rezultatul îl putem obține pe loc, nu este dureros, nu este neplăcut și care ne spune exact ce vârstă reală au, de fapt, plămânii noștri. Pentru că, vedeți, inima este motorul vieții, categoric, dar sursa de alimentare a acestui motor sunt plămânii și dacă avem plămâni sănătoși, categoric vom avea o inimă sănătoasă. Plămânii se regenerează? Depinde ce afecțiune au, dar este foarte important ca nivelul de oxigenare la nivel pulmonar să fie foarte bun, adică să nu fie leziuni pulmonare, pentru că cordul și toate celelalte organe așteaptă sânge oxigenat din partea lui și dacă el are o suferință, categoric va genera o suferință ulterioară și celorlalte organe spre care trimite sângele oxigenat. O proastă funcționare, practic, în întreg organismul. Da, inclusiv tulburări de metabolism pot să apară în contextul acesta și vedeți că disfuncțiile ventilatorii se leagă ulterior cu diabetul, cu modificarea colesterolului, a trigliceridelor în sânge, cu hipertensiune arterială, cu patologiile ischemice cardiace. Există vreo legătură între aceste bronșite și acele foarte des întâlnite bronșiolite cu care sunt diagnosticați în special copiii? Sunt înrudite oarecum? Sunt înrudite printr-un element cheie care se cheamă inflamație. Bronșiolita înseamnă o inflamație la căile respiratorii mai mici, mai periferice. Bronșile mari sunt ramificațiile oarecumva centrale ale conductelor aeriene prin care aerul este condus în plămâni, dar elementul comun este inflamația. În general, la copii apar mai frecvent bronșiolite, la oamenii mari avem mai frecvent bronșite sau la pacienții adulți. Că tot pomeneam de copii. Sunt diagnosticați în ultima perioadă, în ultimii ani, foarte mulți copii cu astm. Ce este această boală? Cum se manifestă? Ce înseamnă, de fapt? Și care sunt motivele, din punctul dumneavoastră de vedere, pentru care numărul celor care suferă de astm este în continuă creștere? Sunt mai multe cauze. Odată este această poluare la care suntem expuși cu toții. După aceea, caracteristică pentru această patologie la copil este și componenta genetică. Există o componentă genetică care duce la apariția bolii, dar ea nu este obligatoriu să fie prezentă atunci când suntem în fața unei astfel de patologii. Inflamația persistentă, căci aceasta înseamnă astmă bronșic, poate să fie și de cauză alergică. Atunci când există o sensibilitate pentru un alergen, un pneumoalergen, să zic, din mediul extern, praf, polenuri, ierburi, sunt diversi factori iritanți care generează status inflamator.
respirator. Și atunci, dacă tot am vorbit anterior, aș mai adăuga și faptul că infecțiile respiratorii recurente, frecvente, lasă după ele o anumită inflamație care poate frecvente nu se... Frecvente și netratate corespunzător sau nevindecate complet? Nevindecate complet. Și atunci o altă infecție recentă venită peste o altă inflamație care încă nu a reușit să se echilibreze perfect, poate să aducă o inflamație cu adevărat importantă, care să aducă o îngustare a căilor respiratorii, să modifice chiar și respirația, sau dacă acest lucru nu se întâmplă, apare o tuse persistentă care arată că se întâmplă ceva la nivelul arborelui bronșic și el este mai sensibil și răspunde la orice stimul diferit cu care se întâlnește și atunci apar simptomele care pot să fie ori respirație modificată, ori tuse persistente. Vorbeați mai devreme de alergii și în acest context voi menționa că a doua dumneavoastră specializare este tocmai în acest domeniu, alergologie. Există o legătură, văd, între bolile aparatului respirator și alergii, care de asemenea sunt din ce în ce mai frecvente. Acum 10-15 ani era mult mai mic sau era mult mai puțin cunoscut acest fenomen al alergiilor, atât la adulți cât și la copii. Categoric, vedeți, suntem predispuși să ne sensibilizăm. Unii dintre noi n-am fost alergici niciodată, nici la medicamente, nici la praf, nici la alți alergeni din mediul extern. Sau deci din... e posibil să nu fim alergici la ceva și să devenim pe parcurs alergici? Să ne sensibilizăm ulterior, la fel cum unii suntem alergici, am fost alergici, dar ne desensibilizăm la un moment dat. Ne călim? Ține de aparatul imunitar. Există o particularitate a fiecăruia dintre noi și în funcție de sistemul imunitar al fiecăruia putem avea lucruri de genul acesta în ambele sensuri. Categoric există o legătură între cele două specialități. De foarte multe ori pacienții mei mă întreabă, bun, oare astmă, tuse asta pe care o am, nu este întreținută de un factor alergic? Și atunci categoric trebuie să recurgem la efectuarea testelor alergologice, să vedem dacă acest lucru se întâmplă. Atunci, da, știi mai multe lucruri despre boala asta. La copii, iarăși, de multe ori, patologie infecțioasă, repetată, cu simptomatologie trenantă, sunt întrebată, oare copilul tușește? De multe ori, pneumologul trebuie să vadă un copil după ce el a fost evaluat de medicul de familie, după ce a fost văzut de medicul pediatru, tusea rămâne, poate într-un sezon favorabil, poate într-un context de infecție recidivantă și atunci, de multe ori, mă întrebau pacienții, oare tusea nu fi de cauză alergică? Și în felul acesta, acum putem răspunde la această întrebare. Dar o altă realitate cu care ne lovim foarte mult în spital sunt și sensibilitățile medicamentoase, care într-adevăr sunt o problemă gravă și care pot să aducă riscuri mari. Tot așa, unii dintre noi știm de la început că suntem alergici la unele medicamente, dar acum tot mai frecvent avem și situații în care tolerăm perfect medicația, doar că după 3-4 zile apar reacții acute la medicația antibiotică, să spun, pe care o urmăm, pe care o urmează pacientul și pot să apară reacții grave, chiar și șoc anafilactic, chiar și insuficiențe respiratorii din cauza unei intoleranțe pe care organismul a dezvoltat-o la medicația respectivă, chiar și într-un context particular de boală pe care o tratăm. Pomeneați mai devreme și despre cancerele pulmonare. E o altă afecțiune unde numărul pacienților este din ce în ce mai mare. Se întâmplă și în acest caz ca vârsta celor afectați de boală să fie din ce în ce mai mică. Da, patologia oncologică și cancerul bronhopulmonar ajunge să fie extrem de frecvent și este o boală la care nu am putea să trimitem niciun semnal vis-a-vis de simptomele la care pacienții ar trebui să fie atenți, pentru că este o boală care se manifestă total necaracteristic și de foarte multe ori văd în spital pacienți care ajung în stadii foarte depășite de boală, pentru că fie au bronșită cronică, este un factor de risc suplimentar, ei au o tuse cronică, nu dau importanță faptului că se mai adaugă câteva simptome, ori pur și simplu simptomele sunt foarte reduse până într-un stadiu foarte avansat și o preocupare a serviciului în care lucrez este tocmai dezvoltarea compartimentului de bronhologie, este serviciul de, în care putem face diagnosticul acestei patologii.
Pentru că este o patologie care într-adevăr s-ar preta a fi chiar pusă la screening pentru toți pacienții cu risc, pentru că este o boală care, depistată într-un stadiu inițial, poate fi tratată, poate fi vindecată. Dar atâta timp cât nu doare, sunt foarte puține cazurile când omul ajunge la timp, la medic. Categoric, și stadiile sunt depășite, iar în momentul în care ajungem la tratament oncologic foarte avansat, șansele de izbândă se reduc semnificativ cu această patologie. Categoric sunt niște progrese incredibile și în oncologie acum și în patologia asta pe care noi o vedem la limită cu oncologul, pentru că pacienții sunt fragili și stau mult în serviciu de pneumologie, mult la oncologie. Sunt terapii imunologice care vin să fie suportive pentru terapiile oncologice și categoric sunt o șansă pe supraviețuire fantastică, dar este o boală la care încă nu avem controlul și de aceea interesul pentru diagnosticul precoce este foarte, foarte important. Există o legătură directă între fumat și cancerul pulmonar? Statisticile toate care sunt publicate în lume și în țara noastră arată că 10 din pacienții cu cancer pulmonar sunt fumători, 9 din 10 pacienții cu cancer pulmonar sunt fumători. Există și aici un determinism genetic. Cei care au rude de gradul 1 în familie cu cancer pulmonar au riscul 50% mai mare de a dezvolta această patologie. Aici s-ar chiar și nefumător fiind. Chiar și nefumător fiind. Aici ar trebui făcut o monitorizare extrem de atentă, radiografie anuală, bronhoscopie pentru explorarea arborului bronșic atunci când există cea mai mică suspiciune, cu metodele noi de diagnostic care permit evidențierea modificărilor mucoasei bronșice încă de la început, din stadii in situ, cum spunem noi, adică de la nivelul mucoasei bronșice, așa încât să avem șanse cât mai mari să depistăm boala și să o tratăm. Un control anual pulmonar i-ar putea scuti pe mulți de probleme mult mai grave după, dacă o dată pe an și-ar face timp să se prezinte la medic, să-și facă un control? Categoric, profitând și de evenimentele lunii acestea, ar fi potrivit poate să fac un semnal că ar trebui să ne monitorizăm funcția pulmonară, ar trebui să fim atenți la simptomele aparatului respirator și categoric să facem o spirometrie din când în când pentru evaluarea funcției pulmonare. Iar radiografiile trebuie făcute atunci când simptomele sunt trenante. Dacă este o tusă trenantă care nu trece peste 3 săptămâni, peste o lună, cu tratament corect, atunci categoric și noi în serviciu, aceasta este politica, facem o radiografie pulmonară să vedem ce se întâmplă la nivel interstițial, la nivel pleural, la nivel pulmonar, așa încât să putem lua o atitudine corectă. Dar sigur că acesta ar fi mesajul că orice simptom trenant, respirator, ar trebui investigat, cu atât mai mult la persoanele fumătoare care au un risc crescut. Atât pe partea de boli pulmonare, cât și pe partea de boli ale aparatului circulator, cum spuneam mai devreme. Foarte important este acum și conceptul de reabilitare pulmonară de care ne preocupăm foarte mult. Ce înseamnă și cum se poate face? Și în ce măsură? Reabilitarea pulmonară este o modalitate de abordare a pacienților cu patologie respiratorie, dar nu numai, și înseamnă o intervenție prin care încercăm să aducem elemente de educație pentru respirația corectă, care este foarte, foarte importantă pentru o oxigenare foarte bună. De asemenea, încercăm să educăm în ceea ce privește tusea, să introducem strategii respiratorii care să fie benefice, să învățăm tehnici de drenaj bronșic pe acei pacienți care au nevoie. Ocazie cu care este un moment bun ca mai ales pacienții cronici să ia foarte multe elemente despre boala lor cronică, iar văd că cei care sunt motivați să facă acest lucru și să își mențină starea de sănătate și se implică în aceste programe de reabilitare au șanse extraordinare pe o îmbunătățire a calității vieții lor. Până la urmă, voința are rolul ei foarte, foarte important alături de medicație. Categoric. Și în bronșitele cronice, unde obstrucția căilor aeriene ne aduce disnee în timp,
că acesta este lucru important, dar... Disneia este, practic, pentru este, cei de acasă, da, acea oprire a respirației, și în special în timpul somnului se manifestă. Aceea este apnea. Mai degrabă. Și disneia se manifestă și în timpul zilei? Oboseală la efort, aceasta înseamnă. Și disneia este oboseală la efort, apnea este atunci când respirația se oprește. Da. Doamna doctor, mai avem foarte puține minute la dispoziție până în volnă, o scurtă pauză. Am o nelămurire legată de laringită. Părerile sunt foarte importante aici, sunt foarte împărțite, de aceea cea mai importantă e părerea specialistului. Atunci când avem laringită, e bine să stăm în casă și să profităm cumva de un aer cald și umed, sau e bine să ieșim afară la aer rece, iar frigul va reduce inflamația? Acum, nu știu dacă eu sunt cea mai măsură să răspund acestei întrebări, dar luând o logic cumva, e prima stație unde ajunge aerul din exterior și categoric o inflamație va cere întotdeauna elemente de confort, adică temperatură plăcută, nici într-un caz aer rece, nu cred că va fi favorabil, dar nici nu cred că există vreo problemă să stăm în aerul rece atât timp cât o facem pentru foarte mult timp. Dacă o stăm foarte mult timp în aer rece așteptând să reducem inflamația, cred că lucrul acesta nu se va întâmpla. Deci, până la urmă, e vorba de moderație și aici. Până la urmă, e vorba de moderație, dar atunci când suntem bolnavi, categoric trebuie să limităm efortul fizic care induce o hiperventilație. Altfel spus, aerul intră și iese mai mult din căile respiratorii și atunci poate să accentueze inflamația. Stat în aerul rece, nu găsesc o explicație pentru a fi contraindicat în situația asta, dar categoric pentru o perioadă limitată de timp. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care vom continua discuția noastră. Rămâneți alături de noi! Doamnelor și domnilor, am revenit, așa cum vă spuneam înainte de pauza de publicitate. Invitatul meu este doamna dr. Amalia Găvriluț. Vorbeam în prima parte a emisiunii despre bolile pulmonare și tot la acest capitol vreau să mai punctez o altă afecțiune, din păcate des întâlnită în rândul sălăjenilor, tuberculoza. Care este incidența acestei boli în prezent? Tuberculoza este încă o problemă cu care ne confruntăm, sigur, în spital. Noi, în compartimentul nostru de pneumologie, tratăm, abordăm separat pacienții cu patologie pulmonară de pacienții cu tuberculoză, care sunt în compartimentul de pneumoftiziologie, așa se cheamă. Așadar, tuberculoza beneficiază într-adevăr de o atenție încă foarte mare în țara noastră. Există și un program național de luptă împotriva tuberculozei, care se dovedește a fi foarte eficient în ultimii ani, pentru că incidența, prevalența cazurilor de tuberculoză este în scădere. În Sălaj există cam 39 de cazuri la 100.000 de locuitori. Acest număr este pe un trend descrescător în ultimii ani, lucru care ne bucură și categoric sunt și ca acest lucru se întâmplă ca urmare a măsurilor care se aplică în cadrul acestui program. Este și aceasta una din bolile care nu doare și cu care pacienții ajung la doctor destul de târziu. Da, categoric este o observație foarte bună. De foarte multe ori suntem obișnuiți cu ideea că tuberculoza a fost o boală a sărăciei, dar acum de multe ori spunem, discutând și cu colegii, că poate fi și o boală a societății moderne, din pricina faptului că în România foarte mulți dintre noi suntem infectați cu acest bacil, cu bacilul care determină boala aceasta. Este o boală care a fost frecventă. Se transmite foarte ușor. Se transmite ușor și toți avem infecția, sau toți, 80% dintre noi suntem infectați cu acest bacil care generează boala, doar că numai în condiții favorizante infecția se transformă în boală. Și sunt foarte multe teste care au venit în ultimul timp să fie de ajutor în acest sens, adică foarte mulți pacienți și-au făcut teste din sânge noi pentru a vedea dacă există vreun risc la un moment dat să facă boala. Din păcate, niciuna dintre
Testele disponibile în acest moment nu pot să prevadă dacă la un moment dat vei dezvolta sau nu această afecțiune, pot fi valoroase într-un context de suspiciune a bolii pentru diagnostic, dar așa cum a spus, o simptomatologie trenantă, o tuse care nu mai trece, trebuie să conducă la radiografia pulmonară, care categoric poate să pună diagnosticul acestei afecțiuni. Condiții favorizante pentru dezvoltarea bolii poate fi o imunitate scăzută, de exemplu? O imunitate scăzută, un regim de viață epuizant, dacă vreți, o hrană necorespunzătoare proteic. Acesta e ritmul de zi cu zi al multora dintre noi, din păcate. Categoric. Și atunci, da, putem să facem această boală, care de foarte multe ori la noi ajung pacienții după ce se tratează foarte mult timp de infecții respiratorii obișnuite. Dacă ele nu trec sub antibioticele, antibioticele pe care le recomandăm în mod obișnuit, atunci, și sigur, sunt și simptome, scădere în greutate, transpirații persistente, oboseală excesivă, apatie, lipsa poftei de mâncare, atunci, da, ne putem gândi într-un context clinic potrivit și la această afecțiune pe care o diagnosticăm fie pe radiografie, fie pe tomografie, fie căutând dovezi bacteriologice la pacienți după aceea pentru dovezile de contagiozitate. Dar și atunci când avem un pacient cu tuberculoză, pentru a vedea dacă ceilalți contacți ai lui sunt la risc de a fi dezvoltat această boală fiind împreună cu el, radiografia pulmonară este cea mai bună variantă pentru a exclude sau a confirma această patologie. Vă propun să alocăm acum o bună parte din emisiune fumatului. De fapt, să venim cu sfaturi împotriva fumatului. Mulți sălăjeni sunt fumători și vedem acum că nici măcar această interzicere a fumatului în spațiile publice nu a fost neapărat o măsură care să aibă rezultate spectaculoase, pentru că fumătorii tot au găsit o soluție și au găsit un loc șor în care să fumeze. Cât de dăunător este, atât pentru fumătorul în sine, cât și pentru ceilalți, acel fumat pasiv? Vedeți, eforturile acestea continue ale Societății Române de Pneumologie, coroborate cu Societatea Națională de Cardiologie, până la urmă s-au justificat prin apariția acestei legi de interzicere a fumatului în locurile publice. Am văzut recent niște studii efectuate vis-a-vis de acest lucru, în care s-au evaluat, de exemplu, riscul de complicații cardiovasculare odată cu apariția acestei legi sau riscul de accidente vasculare cerebrale ischemice în contextul în care fumăm mai puțin și suntem expuși mai puțin pasiv. Se pare că sunt statistici clare care arată că multe din patologiile cauzate fumatului printr-o expunere pasivă au scăzut foarte tare prin legea aceasta aplicată și aș putea spune atunci că, da, rolul acestei legi a fost cumva atins sau ținta acestui obiectivul cu legea a fost atins, dar categoric este un factor de risc enorm pentru foarte multe boli în organism, nu numai pentru bolile respiratorii, pentru cele cardiovasculare, pentru cele neurologice, totodată, și consecințele economice sunt devastatoare, pentru că categoric costurile de sănătate, pentru sănătate, care le aduce acest factor de risc, sunt foarte importante și deloc de neglijat. Practic, costul tratamentelor, costuri suportate de stat în cazul bolilor cauzate de fumat. Și acest lucru, și gândiți-vă că din 2016 a fost implementat un program la nivelul Ministerului Sănătății care se derulează și în Sălaj. Acel program antifumat. Exact. Tocmai în ideea de a reduce incidența patologiei cronice cu obstrucție de căi aeriene, cu patologie, cu dependență de oxigen, cu necesar de bronhodilatatorii, pentru că foarte mulți din pacienții noștri ajung să aibă nevoie de foarte multă medicație ca să poată respira, de oxigenoterapie la domiciliu. Ajung în faza în care plămânii lor nu mai pot respira singuri? Da, nu mai pot respira singuri, prin aceea că apare un status inflamator care aduce o îngustare a canalelor aeriene, și această îngustare a canalelor aeriene face ca oxigenul pe care îl furnizează
să fie insuficient și este nevoie de medicație de lărgire a acestor canale, de dezinflamare, iar în stadii foarte avansate, atunci când medicația nu mai este suficientă, asociem și oxigenoterapia pentru acești pacienți, adică un aparat din exterior furnizează oxigen atunci când el nu mai este suficient. Mai mult decât atât, acești pacienți, boala aceasta nu se face într-un an, 2, 3, 10, dar într-o expunere treptată, repetată, pot să apară patologii de acest gen și mai mult decât atât, de acești pacienți cu bronșită cronică obstructivă, ce vorbeam în prima parte, ajung să fie o povară enormă pe sistemul de sănătate, pentru că ei nu numai că au nevoie de o medicație foarte complexă ca să-și poată duce viața de zi cu zi, să nu obosească la cele mai mici lucruri curente pe care și le fac, dar fac și exacerbări, adică acutizări are simptomelor cronice care amputează enorm funcția pulmonară și aduce la nevoia de îngrijire avansată de spital, iar această nevoie de îngrijire avansată în spital este cu costuri extraordinare. Și cu mobilizare de personal. Cu mobilizare de resurse medicale, dar necazul este că orice exacerbare din aceasta reduce extraordinar șansa de supraviețuire și recuperarea post-internare în spital este foarte dificilă. Și ce vă spuneam, că preocuparea este pentru aceste programe de reabilitare, pentru antrenamentul cardiorespirator peste terapiile cronice la cei pacienți care rămân simptomatici în ciuda tratamentului medical aplicat, tocmai pentru a avea o calitate mai bună a supraviețuirii și o independență mai mare de bronhodilatatorii, de oxigen, de sistemul medical, dacă vreți. Acest program antifumat, ce ne oferă la nivelul județului Sălaj? Oferă consultație, pentru că, deși pare simplu, nu este chiar așa. Vedeți, Organizația Mondială a Sănătății a declarat dependența de nicotină o boală. Se consideră o boală de sine stătătoare și atunci, corelat direct cu acest lucru, la nivelul serviciului nostru de pneumologie, se oferă consultații antifumat și în baza consultației se pot face recomandări de tratament, de susținere pentru a reuși să îndepărtăm acest viciu. Apropo de programe care se desfășoară la nivelul județului Sălaj, o să vorbim imediat despre un alt program. Vreau să vă mai întreb un lucru. În cazul unui fumător care se lasă de fumat, organismul se reface? Probabil că nu în proporție de 100%, dar măcar parțial, organele se pot reface? De multe ori mi se pune întrebarea asta și trebuie să răspund că este nevoie de 10 ani pentru ca riscul din momentul abandonului fumatului, ca riscul de complicații cardiovasculare să se egalizeze cu cel al unui nefumător. Stresul acesta oxidativ, vedeți, are implicații de multe ori nu imediate, ci în timp, aduce o degradare a pereților vasculari, o circulație proastă către zonele periferice, către picioare, către cap, către cord și ulterior apar complicațiile acestui viciu, la care asistăm într-o fază destul de avansată, dar și atunci este foarte bine dacă renunțăm la acest factor de risc, pentru că categoric factorii de risc aduc niște elemente de gravitate atunci când vorbim de boli. Și ar fi foarte bine să reușim să îi gestionăm, doar că sigur că este dificil și atunci facem ceea ce putem fiecare dintre noi așa încât să îi reducem, dar fiind efectiv un nivel de adicție extrem de ridicat pentru această nicotină, de multe ori persoanele chiar cu voință enormă nu reușesc să abandoneze singuri fumatul și este nevoie de medicație substitutivă care să vină pe acei receptori care revendică nicotina și în timp să reușim să renunțăm la această dependență. Da, da. Avem în Sălaj un centru de recuperare respiratorie care este unic în Transilvania. Ce înseamnă acest centru? Ce oferă? Acest centru de recuperare respiratorie, vedeți, l-am dezvoltat treptat
Pentru că și ne-am căpătat experiență treptat. Pentru că a existat o nevoie în piață, sunt pentru convinsă. Pentru că a existat există o nevoie extraordinară de a pacienților noștri cronici pe care vedem cu dizabilități respiratorii în spital. Și am identificat cum, de fapt, nu noi, sunt centre de acest tip peste tot în lume și este un centru de referință în România la Iași. Într-adevăr, în Transilvania nu sunt astfel de centre. Am identificat că un antrenament foarte bun al musculaturii respiratorii, pe lângă tratamentul aplicat pentru menținerea acestei funcții respiratorii, ar aduce beneficii extraordinare pe calitatea vieții acestor pacienți. Și atunci această reabilitare pulmonară este o presupune, de fapt, un antrenament respirator care să țină funcția respiratorie cât mai mult timp, la nivele cât mai bune, așa încât pacienții să nu devină dependenți de ceilalți, dependenți de oxigen, dependenți de bronhodilatatorii. Și am început să ne facem experiență treptată aici, dar identific că ar fi o mare nevoie și pentru serviciul în care lucrez să avem un astfel de centru de reabilitare pentru pacienții cronici. În interiorul spitalului, practic, spuneți. Da, cronici, pentru că ar fi de mare beneficiu pentru populația din această regiune și prin prisma dezvoltării spitalelor regionale, care este un proiect de durată, această populație de pacienți cronici care, într-adevăr, au o viață extrem de dificilă pentru că nu își pot face viața curentă depinzând de medicație, practic, ar putea să fie mult mai independenți și ar avea foarte mari beneficii dacă le-am putea aplica alături de terapiile pe care le facem în spital. Care sunt terapiile care intră în acest proces de recuperare și reabilitare pulmonară? Poate că ar trebui să spun întâi că sunt foarte mulți pacienți care s-ar preta la această reabilitare pulmonară. Exact, cui se adresează? Se adresează pacienților cu patologie respiratorie, fie că sunt boli restrictive, fie că sunt boli obstructive. De asemenea, se adresează pacienților care au boli profesionale sau boli autoimune cu afectare respiratorie. Este foarte potrivită pentru pacienții care urmează să aibă intervenții chirurgicale abdominale sau toracice și au disfuncții respiratorii, pentru că este o procedură care reduce riscul complicațiilor care pot să apară. De asemenea, și ar trebui făcută înainte de operație, înainte aceste și exerciții post, și înainte și post. Post la un anumit interval după chirurgie. De asemenea, pacienții pediatrici cu disfuncții ventilatorii, atunci când sevrăm pacienții de ventilator, pentru că acum sunt foarte mulți pacienți care stau și pe ventilatoare de respirație invazivă sau non-invazivă, această reabilitare pulmonară este foarte bună și înseamnă o strategie terapeutică, dacă vreți, care se ocupă de antrenarea musculaturii printr-un efort fizic gradat de către medicul pneumolog, antrenat în patologia cronică obstructivă și declinat de terapeut, nivel de efort care aduce un bun status muscular, care este deficitar la pacienții respiratori din cauza decondiționării și din cauza faptului că îi limitează foarte tare efortul, și acest nivel de efort pentru antrenament este depistat în urma unor teste făcute inițial, atât prin spirometrie, cum vă spuneam, dar mai ales prin testul de efort, care evaluează perfect și funcția cardiorespiratorie, adică funcția respiratorie prin prisma frecvenței cardiace și statusului cardiac. Există o strânsă legătură între toate aceste elemente. Așa încât să poată fi benefic și să aducă o stare de bine pacientului. Am văzut că paleta de adresabilitate este foarte, foarte largă. Deci, necesitatea unui astfel de serviciu ar fi cu siguranță justificată în cadrul unui spital județean. Vă spuneam de respirația corectă, este foarte importantă și atunci când avem o infecție respiratorie banală. Ce înseamnă respirație corectă? Respirație corectă înseamnă ca inspirul cu expirul să fie
corect poziționate, așa încât aerul să intre suficient în plămân, să stea suficient pentru o bună oxigenare, așa încât să se ducă spre circulație oxigenul și să ajungă în condiții optime la toate organele care au nevoie de el. De multe ori nu facem aceasta, ne-am obișnuit poate și să respirăm într-un mod vicios și lucru... Cum putem să ne dăm seama dacă respirăm corect sau nu respirăm? De respirat cu siguranță respirăm toți, dar cum putem ști dacă facem acest lucru în mod corect? Cea mai bună măsură este să facem un test de forță inspiratorie. Sunt niște teste obiective care îți arată dacă te situezi în standarde corecte legate de înălțime, vârstă, sex, dacă ai forță la nivelul mușchilor inspirator suficientă și coroborate cu spirometria poți vedea dacă debitele, volumele pe care le vehiculezi intrapulmonar sunt cele juste vis-a-vis de statusul fiziologic, să spun așa. Deci e o verificare pe care o putem face la medicul specialist. Exact. Nu putem acasă, în fața oglinzii, să ne dăm seama dacă respirăm corect sau nu. Da, dar poate ați văzut că și antrenamentele fizice pe care le facem, deja kinetoterapeuții se uită dacă știm să respirăm corect, pentru că ei știu că, de exemplu, un efort fizic condus corect depinde de o bună oxigenare. Chiar și antrenorii, acești antrenori de fitness, de sport, exact, pun un mare accent pe respirație, care are o strânsă legătură cu efortul, cu gestionarea efortului. Cu oxigenarea musculară și cu statusul de bine general. Doamna doctor, timpul nostru a ajuns la final. Mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră aici. Și eu vă mulțumesc. Care ar fi un sfat, un îndemn scurt pentru cei care sunt, să zicem, predispuși la afecțiuni pulmonare? Să avem grijă de respirație, să ne facem monitorizări periodice, să luăm măsuri la cel mai mic semn de alarmă, pentru că nu, dacă nu putem respira, nimic altceva nu mai contează. Doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru atenție. Ne revedem joia viitoare la aceeași oră. Numai bine tuturor!